seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. N-am vrut să-l arăt cum las și la cum era. Bărbatul din poze este Ruslan Popov, din Pereni, Hâncești. A împlinit 34 de ani și părea că mai are toată viața înainte. În ziua de 13 decembrie 2020, Ruslan a dispărut misterios. A plecat să chefuiască acasă la un amic din sat și nu s-a mai întors. Sâmbătă seara e aici și nu-i nici la Ion și nici acasă. Zic, unde s-a lăcat? Ploua, zic, mă duc acasă. A venit el. Două luni de zile, Vera Popov nu a știut nimic despre fiul ei. Ruslan a fost căutat de rude, consăteni și poliție, care au scotocit toate împrejurimile. A fost cătat în flăcăi, cu canja, oricum să numește, cu canja. Fântânile și iazul au fost cătat de flăcăi. De tăți flăcăi au fost de la primul iezușor de aici, primul, a doilea, a treilea, până când a venit Tâncesu și a cătărat iazul și-al mare. Vera Popov spune că nu mai știa ce să facă și unde să-și mai caute feciorul. Și atunci, disperată, a decis să bată la ușa unei clarvăzătoare. Ei ne-au spus o femeie să-l găsesc. Îl găsești și ne-au spus și anume și dat. La sfârșitul lunii februarie, Ruslan s-a găsit. Cadavrul său a ieșit la suprafața iazului din gospodăria unui consătean. Amu, când am zvâlit cu grebla, ea că numai cotă nu l-am ajuns la capul. Mama lui Ruslan este convinsă că fiul ei a fost omorât de cei pe care îi credea amici. El a fost omorât la Gamaniu și auric atât știi. El atât știi cum l-a ușit, cum l-a schimbat, că eu a spus că n-a lușit de cu pumnii în cap. Ce s-a întâmplat la petrecerea după care a dispărut Ruslan? De ce amicii bărbatului pe care mama lui îi acuză de crimă sunt în libertate? Echipa noastră a discutat cu participanții la acel chef. Ce dezvăluiri vor face? Aflați în această ediție. Vera Popov spune că își va putea găsi liniștea doar atunci când va afla adevărul despre moartea fiului ei. Femeia a venit în această seară la noi să-și spună durerea. Haideți să susținem. Spuneți-ne, vă rog, când ultima oară v-ați văzut băiatul? Pe data de 12. Decembrie. Da. Ce făcea el? Eu m-am dus dimineața la bar să iau pâine și mi-a spus o femeie că Ruslan a meu e la Gamaniu Vasil. Și m-am dus acolo la băitanul ăsta că barul nu era deschis. Și el cinstea cu Sârbă Aurelia. De dimineață chiar? Dimineață. Nu ia să bea des? Cinsteau amândoi coniac. Fiul dumneavoastră avea patima alcoolului? Da, el nu bea cu ani de zile. An, doi putea să nu bea și când începea, păi bea câte două săptămâni, trei. Zi de zi. Colegii mei au pregătit un subiect despre fiul dumneavoastră. Haideți să-l vedem împreună. Atenție la ecran. Ruslan Popov avea 34 de ani. Cu 4 zile înainte de dispariție, bărbatul a revenit de la muncă din Franța, unde lucra în construcții. Făcea crâș, făcea lucra cu lemn, de mâini de aur. La dânsul pe telefon este tot. Până a pleca în Franța, el a mai muncit aproape 3 ani în Rusia. Acolo, bărbatul a încercat să-și întemeieze o familie, dar aleasa lui l-ar fi părăsit. El la Rusia a avut o ruscă și o spus că are o fetiță cu dânsul. Are fetița Ana, o cheamă. Am văzut-o la dânsul pe telefon. Acum 2 ani, Ruslan și-a cumpărat o casă veche în satul natal. Banii pe care îi câștiga peste hotare, bărbatul îi trimitea mamei sale pentru reparația locuinței. Și s-a uitat prin prejur căsi și ne-a scris și-i trebuie să troiască casa aici. Aici fundament. Și ne-a dat 700 de euro și m-am dus la Hâncești și am schimbat și m-am întors la Lăpușna cu taxiul și am cumpărat materiale de construcție. Vera Popov spune că feciorul ei era în relații bune cu toată lumea din sat. Potrivit femeii, fiul ei nu avea dușmani și niciodată nu intra în conflict cu nimeni. Foarte liniștit el la mine. Foarte liniștit. El iubea să n-audă gălăgie. El gălăgie nu iubea. Nici într-un conflict și gălăgie nu. Femeie biete nu iubea. Vera, spuneți-mi, vă rog, după ce Ruslan a dispărut așa brusc, deodată ați început să vă îngrijorați că putea să-i se întâmple ceva rău sau la ceva? Eu duminică l-am rugat frumos să vină acasă.
Dar pe urmă, mi-l-o zic, mai stau alea așa să vin. Zic să vii acasă, că ai de lucru, și de țiment, afară, plouă. Luni, eu m-am dus și am cumpărat sași de plioncă de la un frate de meu. Și am pus sași de țiment, de hârtie în plioncă. Și nu m-am dus după adunță, că am lucrat toată ziua luni. Până târziu, acolo acasă la dar. Și marți m-am sculat la orele 5 dimineață și m-am dus. Unde v-ați dus? M-am dus la Gamaniuc, la Vasile. Și era poarta încuietă. Portița era închis. Și eu m-am dus prin prejur, că n-avea gard de loc. E tăt pe loc. Și arde lumină la dânsul în comnat, așa unde dormeam. Și au lătrat câinii la vecin. Și el o ieșit brusc din casă și a făcut un pas așa, Vasile. Și eu am spus, bună dimineața, să m-a scus că a intrat prin grădină, că e încuiat la poartă. Spune-l Ruslan să iasă. Te-a lăs Ruslan, nu e aici. Zic, cum nu e aici? Dacă Ruslan aici, că ieri o-ați făcut Andrei și o căra vin aici și... Ruslan aici, că el era mort de bat, că nu putea să meargă pe șoarni, ne-a spus Andrei. Nu știu, nu l-am văzut. Și m-am dus la început, a cătat atât mahală și... L-am cătat atunci marți. Nu l-am găsit. Miercuri, iar am venit la Gamaniuc, pus lăcățele. Și am găsit pe Gamaniuc Vasile dormind cu Aurelie. Ați intrat peste am ei intrat în casă? Am intrat peste ei. Am intrat, am deschis ușa. Nu știam că nicăieri nu-ți mai duci Ruslan. Că el dacă o mai fost la unul și o mai cinstit. Și eu am spus că chem poliția 112. Vă amendează amoc, COVID-ul ăsta biet stăzi dintr-un pahar. Dar e s-o sculat așa pe șajute și scaurica unii Ruslan. Dar eu îți nu l-am mai văzut pe ea, nu știu, ea că așa face. Și eu am ieșit atunci vineri și m-am dus la primărie. Zic, domn primar, nu ni băiet. Și eu tare mă mai doare inima, nu m-a simțit bine. Dacă a fost la Gamaniuc, zic, nu-i bun aici. Nu-i bun și gata. Ați avut o presimțire? Da. Că eu știam că Gamaniuc a mai făcut prostii. Știa tot satul, nu numai eu. Și el îți apelează la 112. Nu știu că ați vorbit după asta cu Aurelia, femeia aceea cu care au chefuit ei împreună în seara aceea. Ce v-a povestit ea până la urmă? Ce s-ar fi întâmplat? Ea mi-a povestit că Ruslan stătea pe scaun și Gamaniuc a fumat două pachetele de ceai și l-a luat pe Ruslan la ușă, fără nilă l-a ușit. I-a dat ieși în cap și capul de o trubă la plită și capul de perete. Ea asta a povestit? Da. Dar care ar fi fost motivul? De ce s-a năpustit peste el? Eu am spus, dar și înseamnă asta? Și eu zic că Ruslan, ca când l-a dat la dânsa, nu știu cum, dar asta a fost un plicol. Ia ca și ne-a lămurit. Și eu a fugit și el strigat de urma ei, să nu spui la nimic, stai gâtul. Și eu am spus, cum tu 3 săptămâni eu am blat cu tăt satul, tăt flăcăi, tăt satul, am cătat pe Ruslan? Tu și cum așa tu, panamuia, că noi mult l-am cătat. Și apoi ne-a luat poliția, la 2 săptămâni și ceva. Noi, nu vinea nimeni de la Chișinău și noi, fratele meu a sunat la 112 și a spus că e îngropat la dânsul grădin. Și apoi eu a venit. Eu am vrut să vă întreb, am aflat că atunci când nu mai știați nimic despre Ruslan și nu știați nici măcar unde să-l căutați, v-ați adresat la o clar văzătoare. Ce v-a zis această femeie? Mi-a spus așa, pe Ruslan pentru bani l-a ușit. Mi-a spus, duceți-vă acasă ca să-l găsiți la sfârșitul februarie. Ruslan a fost găsit în februarie, după două luni de la dispariție. Spuneți-mi, vă rog, cum ați aflat despre această veste? Eu lucrez, am 5 persoane. Lucrez la vie, la un om din satul vecin. Și m-a sunat o nepoată că Ruslan s-a găsit în Iaz la Bunelțu. E departe cumva Iazul ăsta de locul unde l-ați văzut ultima oară pe Ruslan? Da, e departeșor. E departeșor, dar e în satul vostru. Da. Totuși, cred că trebuia să, dacă presupuneți că el a fost omorât acolo, în casa aceea unde l-ați fi văzut ultima oară, trebuia să-l ducă cu ceva... Da, să-l ducă, că el era cu piciorul ăsta rupt și curgea sânge, dar pe 2 luni jumate a trecut... Deci om nu se isprăvea, trebuia un transport probabil, da? Sau mai mulți oameni, da, mai ce mulți, credeți? Mai mulți. Atunci, duminica, eu am venit târziu, că pe jos, și când am venit, fratele l-a suit în bus, cum poliția l-a suit la fratele meu în bus și eu am oprit bus și eu a spus, n-au dreptul.
Și noi ne-am dus a doua zi după cumpărături. Fratele dumneavoastră, da, el s-a preocupat asta. Da. Vladimir Boboc, unchiul lui Ruslan, a fost martor atunci când polițiștii au scos din iaz corpul neînsuflețit al nepotului său. Astăzi el a venit în platoul nostru să-l întâmpinăm. Bună seara! Deci, ați văzut când oamenii legii au scos cadavrul din iaz. Da. Spuneți-mi, vă rog, dacă ce vă amintiți în general din acel moment, cum era trupul lui Ruslan, ce era îmbrăcat, nu știu, ce vi s-a memorizat? Eu eram acasă duminică și m-a sunat sormea. Și că Evalodii mi-a sunat Diana lui Bacole Atrunșu, coț că s-o găsit un om la Baba Vasile Furtună în grădină, iaz, înecat. Oți că du-te repede și vezi și acolo. Da, în grădină se vedea de la 30 de metri, ca așa, la Ruslan. Și de cu fața în sus, cu mâna, ca așa, și de pe afară. Iar am stat până la urmă, până a venit de am expert, până tot acolo. El plutea la suprafață. Pojar. Da, deasupra față și se vedea 100% că el s-a adus pe Luboi, care îl știe, el vedea deodată, este Ruslan, nu poate și altul, ori nu-ți cunoaște, ori... Ați observat ceva care vi s-a memorizat? În ce era îmbrăcat, apropo? Era niște sportivi, niște strânși aici, așa, derzui, cum din apă, încă mătasă, așa, dânsul și s-a uitat, era fără chiloți. Era, stați puțin, ziceți că era aici în pantaloni, dar fără vânăt, chiloți. Îi curge sânge, dar un cior, cu un colțun. Un cior cu un colțun, caloș. Dar cum ați văzut că el este fără lingerie intimă atâta timp cât era în pantaloni? A fost la murgă, eu. Când l-a scos din apă. L-a ridicat la murgă pe masă și eu l-am... El era în pantaloni de femeie. Da, da? Nu era în sportiv. Noi avem fotografii. Nu era în haină lor. După cum spune că era cu haine, era combatnic nou cu ăsta. N-a venit, poliția a spus iau șchiloți. Numai că și în scurt. Și ori rupt și curgea sânge, dar pe două luni jumate. Și s-a spus că el e înghețat, dar nu e necat, gram de apă. Dar spuneți-mi, vă rog, domnule Vladimir, ați participat la căutări. Iazul acela în care a fost găsit Ruslan, el a fost verificat în timpul căutărilor? Din niște nepoți, din niște berișori, a fost cătat iazul. Deci a fost cătat iazul ăsta. Iazul era înghețat? Iazul a fost dezghețat o lună jumătate. Și omul și-a lucrat. Nu, când ați căutat în decembrie, când se întâmplă? Dezghețat a fost o lună jumătate. Noi cătam, atunci era cald, ploua. Când căutați, când l-ați verificat, el era dezghețat. Cald, ploua, nu era înghețat și omul lucra cu fiorzul prin grădină și nic. Și iazul a fost verificat, a fost cătat. Dar iazul este mare? Pentru că în imagini văd că e mic, dar poate 15, e doar 15 metri are. A, doar 15 metri. Da. Deci e un... 15 metri. E o baltă, așa. Așa poate să aibă 7 ore. N-are mult. E mic, deci nu puteați să-l scăpați. Da. Nu. Deși mi-a avea vreo 2 metri. 2 metri jumate, așa mi-a spus moșul Vasile. O scos tot apa. Am stat până a scos apa. Da. Și cum credeți, mare, cum putea el să vă scape? Că ați verificat iazul și nu era, după asta, uite, s-a găsit peste 2 luni. Și credem. Moș Vasile așa spune că el a fost adus aici, că eu iazul ne-am curățat din mătasa broaște. Eu aici am avut fân. Băietul ne-a venit la Moscova. Ne-a făcut curățeni pe iaz. El a fost aici adus și a fost adus peste gunoi pe aici, că e setca turtită. Și el a fost adus aici. Recent, în sensul ăsta. Da, așa ține. Ei l-au adus și l-au vrut sub gheață, că Baba Vasile așa a spus. Că eu, când era gheață, dar nu a fost mult înghețat. Toți parcă tot se observa ceva negru acolo. De la punte, că era punte așa, iazul așa alunguț, la punte, că am observat acolo, parcă negru, parcă mai încoașe. Și l-au văzut câteva zile că s-a dezghețat. El a apărut. Ei l-au adus să vede că și l-au vrut sub gheață. Și vreo 3 zile s-a dezghețat gheața. Și el nici nu a fost la fund. Noi am scos tot apa, zidem dacă nu a fost legat ceva de chișoare, să găsim ceva la fund. Nic n-am găsit, nic. În scurt timp, vom afla ce știe despre dispariția lui Ruslan Popov, femeia care figurează ca martor în dosar, dar pe care rudele victimei o consideră complice la omor. Aurelia Dimitriu va intra în platoul nostru în câteva momente. Iar acum, haideți să vedem iazul unde un locuitor din Pereni a găsit cadavrul lui Ruslan. Atenție, leg. Așa, zici, aparte mi-a părut din partea asta, mi-a părut ceva, dar nu-i găină, că găina mea e roșă, știi, era ceva negru aici. Sunt trei ziuri,
Mă uitați, mă duc la un băiet aici și l-am chemat, zic, eu nu prea văd, știi, ca oameni. Zic, ei, nu, ia hai să te uitați. Îl dai drept, ei, om, bani. Și-i Ruslan. Și eu zic că e Ruslan. Și m-a sunat la miliție, unde miliție? Costet apă, zice, care îi se arăta. Tăt până la fundul scos. Până la fundul, zic, s-a aflat vreo 5 oare, trebuie să aflat. Uite, e că e pe acolo și intrat și l-a dat. Dacă aș simt aruncat, apoi l-a aruncat numai decât doar dinaintea când se îngheț. Când se îngheț. Când l-au scos din apă, deja l-ați văzut mai bine, ați observat niște leziuni pe corpul lui? Niște traume, niște urme? Vă spun, Concior era încălțat cu un colțun, de-am de pe dești se lua chele, așa, parcă era mănuș de râzând de chele. Și din ciorul te curge sânge. Sânge ca când un om proaspăt. Dacă el era mort, era sânge închegat, era negru, era... Și a fost necat. N-al mai cunoștei dacă să-l scoată de acolo, n-al mai cunoștei și ieși deasupra. După asta, la Ciciuleni, la Țânțari... De ce nu-l mai cunoșteai? Dacă erau niște mame de peștori acolo. Unii era pălit, piept, așa era pălit, așa pălituri avea. Când l-am ridicat, l-am urcat pe masă, eu, sora și el. Partea asta era bătut tare, era vânătele negru. Partea era bătut, așa, și aici, și nasul, așa era? Da, așa, tăt. Tot era între ca un pești când al dezgheț și e viu, nu schi și unghia, ori carnea, ori... Și asta despre ce vorbește, după părerea voastră? Că el poate că nici nu a fost mor de mult. Cu regret, numai certificat oferă foarte puțină informație, pentru că acolo este indicată numai cauza directă a decesului, este indicată hipotermie, adică este acțiunea generalizată a temperaturii scăzute asupra corpului, dar cazul prezintă cu mult mai multe aspecte, cu mult mai multe întrebări care trebuiau să fie soluționate, la sigur, de medicul legist, pentru că face parte din categoria care sunt cercetate de medicină legală. Și conducându-mă după ceea ce am auzit acum aici, pe cadavru au fost și modificări care au fost cauzate de aflare îndelungată în apă. Iată faptul care a fost menționat, că detașarea pielii ca mânușele, asta este un fenomen care se face la retenția îndelungată a cadavrului în apă, dar nu vorbește despre nimic. Cât de mult credeți că putea să se afle el atâta timp? Putea să fie și o perioadă mai îndelungată, pentru că ați remarcat corect, este vorba de perioada rece a anului, apă dulce și perioada rece a anului și modificările de retenție ele se rețin. Din câte am înțeles, părul, unghiile erau pe loc, nu erau căzute, da. O lună, două? Cel puțin. Mi-e greu așa trebuie să judic, dar ar putea fi și peste o lună, sub două luni de zile ar putea fi. Nu se exclude faptul că într-adevăr putea să nimerească înainte de îngheț, să îngheță într-o parțial, nu cred că integral, pentru asta trebuie o perioadă mai lungă și temperaturi mai scăzute. Iarna era foarte blândă în 2020, da, toată iarna, secetoasă și foarte blândă. Erau temperaturi de primăvară. Exact. Chiar și gheața s-a menținut tare puțin pe apă. Adâncimea a fost suficientă. Adâncimea a fost suficientă și în același timp nu într-așa măsură ca să fie exclusă înghețul, măcar parțial. Dar mai rămâne și problema totuși în apă. A nimerit el deja mort? Sau circumstanțele sunt destul de neclare, cel puțin pentru mine. Și mai este și vorba, dar într-adevăr, de traumatism. Pentru că în cazul când avem, să zicem, o concurență din trei cauze posibile a decesului, nec, traumatism și acțiunea temperaturilor, aici trebuie efectuate un șir de investigații ca să ajungă la o concluzie cât de cât categorică, dar corectă, obiectivă. Un alt amic de-a lui Ruslan povestește că l-a văzut pe bărbat cu puțin timp înainte ca acesta să dispară. Ei au chefuit împreună în casa de unde Ruslan a dispărut mai târziu. Andrei Erhan a venit astăzi la noi ca să povestească ce și aduce aminte din acea seară. Să-l întâmpinăm. Vreau să te rog să-ți amintești acea seară, da, sau acea zi când ați chefuit împreună. Apropo, era o sărbătoare sau care era motivul
că ați stat și ați băut și ați stat împreună? Era Andrei. Era duminică, ne-au mitris și unui băieț și m-au bătut, m-au încurcat cu băietul. Nu, te întreb dacă era o sărbătoare, adică... Sfântul Andrei era. A, Sfântul Andrei era. Da, 13 decembrie, Sfântul corect. Andrei, doamna Natalia. Și pe Andrei l-ați sărbătorit și tu erai cumva și omagiat. Da, era vara 11 când da, era ziua... Ziua ta onomastică. Da. Dar spune-mi, te rog, voi ați venit cu Ruslan împreună în casa aceea unde ați chefuit? Nu, el era acolo. Dar cine mai era încă? Zici că Ruslan deja era acolo. Cine mai era? Era Aurica, Ioana este alu Nina. Și mai era așa, Batolia de cent. Așa l-au intrat și bot două pari, gina, cu rachiuș. Dar cine era gazda? Cine, a cui era gospodăria? Asta alu Gamaniu Vasile. Tu le-ai zis mai devreme colegilor mei că Ruslan avea niște urme de bătaie sau... Aici la Moalea Caplă era. Ce avea? Avea o leac pălit aici. Eu vreau să vă întreb, doamna Vera, ce vă face să credeți că anume acei amici cu care a băut Ruslan l-ar fi ucis? Pentru că ei, în primul rând, minim au amenințat două săptămâni. Ei au spus că ei au dormit la unul, au cinstit o bancă de vin, s-au culcat toți trei, și Ruslan a ieșit la 3, dar Gamaniuc a ieșit la... Odată a spus că la jumate la 4, odată a spus la 15, peste 15 minute, așa a spus la polițistul de sector. L-a mai întrebat odată, peste cât timp când a ieșit Ruslan de la pânzari, a ieșit tu. A spus peste 15, pe urmă a spus peste jumătate de oră, pe urmă a spus minciuni. Și nu a fost el acolo. El de la Gamaniuc nu a mai ieșit de luni. Da. Când a venit Andrei și a adus ultimul vin și a tras de ușă, ușa era închisă, Ruslan de acolo nu putea să iasă, el era foarte bat. Dar pe Aurelia o considerați complice la omorul fiului dumneavoastră? Numai atâta pot să spun, că o trebuie să-mi spui. Dar cum credeți, de ce nu v-a spus? Că eu a zis că s-o temut, să nu-i tai gâtul Gamaniuc, că el așa strâga da? Și tot timpul îi spunea, dacă ceva spui, îți tai gâtul. Ia-ți mâinile, eu l-am apucat de umeri și el o ia-ți mâinile, Neama, și bă, ce mai tasnă și ești băt numai sânge. Și alu gâsc, spune că... Tu-ai înțeles, amuela, și te-ai prinsă-i? Să mor, să mor copiii, să nu știi, știi jurat, că Ruslan la mine nu a dat, asta a fost un pricol. Care pricol? Ne-a murit copilul, tu înțelegi? Dacă nu-i dădea cu pumnii, cu nu știu ce-i dădea. Și că dacă spui cu evație, stai gâtul. A spus o femeie că Ruslan al meu e la Gamaniuc Vasile. Dacă a fost la Gamaniuc, zic că nu-i bun aici. Nu-i bun și gata. Că eu știam că Gamaniuc a mai făcut prostii. Ei mi-au prostit că Ruslan stătea pe scaun și Gamaniuc a fumat două pachetele de ceai și l-a luat pe Ruslan la ușă fără milă, fără milă lușitică. Îi dă ieși în cap și capul de o trubă la plită și capul de perete. Îți da și înseamnă asta și... Și eu zic că Ruslan, ca când l-a dat la dânsa, nu știu cum, dar asta a fost un plicol. M-a sunat o nepoată că Ruslan s-a găsit în iaz la Bunelzu. E departe cumva iazul ăsta de locul unde l-ați văzut ultima oară pe Ruslan? Da, e departe. Se vede de la 30 de metri, așa, la Ruslan. Și da? De cu fața în sus, cu mâna, așa, și de pe-a. Și ori rupt și curgea sânge, dar pe două luni jumate, pe chept, așa era pălit, așa palitură avea. Partea asta era bătut tare. Era vânătele negru și partea era bătut. Și aici, și nasul, așa era? Dar mai rămâne și problema totuși în apă. A nimerit el deja mort? În această seară discutăm despre un caz tragic care s-a întâmplat la Pereni, raionul Hâncești. Ruslan Popov, de 34 de ani, a dispărut fără urmă după o petrecere care s-a dat acasă la un amic de-al său. Timp de două luni, bărbatul era căutat fără succes. Și iată că, la sfârșitul lunii februarie, corpul său a ieșit la suprafața iazului din gospodăria unui consătean. Iazul a fost verificat anterior de poliție, iar rudele bărbatului cred că el a fost adus acolo cu puțin timp înainte de a fi descoperit. Familia este convinsă că Ruslan a fost omorât chiar de amicul la care a chefuit. Mai mult, ei zic că presupusul ucigaș ar fi avut un complice, și anume Aurelia Dimitriu, femeia prezentă și ea la chef.
Ce povestește Aurelia despre noaptea în care a dispărut Ruslan și cum va răspunde acuzațiilor care îi se aduc? Vom afla imediat, chiar de la ea. Aurelia a venit astăzi în platoul nostru, să o întâmpinăm. Vă rog să ne povestiți cum vă amintiți acea seară, noapte, zi în care ați chefuit împreună cu Ruslan. Eu când asteam că Ruslan m-a apucat de haine, mă trăge. Și eu zic, Ruslan, și puteți. Era bat, într-adevăr era bat. Și zic, și puteți. Suntem neamuri, ești mai mitel și... Odată, și apoi s-a așezat, era o taburetă acolo, divan s-a așezat pe taburetă, așa, zic, ești așa. Și-o piară în ăsta, îmi zic, Ruslan, mă gândești, te odihnești, ești culcă. Și în timpul ăsta, când nu mult după și ăsta, a apărut Gamaniuc. Așa. Ce s-a întâmplat după ce a venit stăpânul casei? După ce a venit Vasile, eu plângeam. Și Vasile a zis, da, și plângi. Zice că Ruslan a îndrăznit la mine ăsta. Și l-a apucat de umeri și l-a pus la perete. Și-o zică și nu i-a dat pașa. Și l-a luat și l-a pâncălit de trei ori, prima dată de trei ori capul de perete. Da. Și Ruslan i-a dat-o chica jos prima dată. Așa, pe șăzute așa. Și l-a sculat iară, pe l-a dat de patru ori de-am cu capul de perete. Și eu m-am vrut. Am apucat pe dânsul Ruslan, nu știu cum se dă cu schenarea la perete. Dar Gamaniuc-ul mi-a înalt, mi-a zdravă, mi-a... Și l-am apucat de umeri. Și pur mi-a izghit. Pe mine, vă spun așa cum au spus prostiile, vă spun cum au zis. Ia-ți mâinile, eu l-am apucat de umeri și el a zis, ia-ți mâinile, și m-a izghit astea, m-am închicat și m-am pălit cu capul de la plită. Și ne-am pierdut cunoștința. Când m-am trezit, el iar nu-i dădea punct la Ruslan, iar să-l dădea. El continua să-l bată. Da. Cu ce l-a bătut? Dar îi dădea cu pumnii, cu nu știu ce dădea. Nu știu ce dădea, credeam că nu, el i-a răchicat. În ce stare Ruslan era? Era deja însângerat? Îi spunea ceva? Nu, încerca să se apere? Sânge, nu i-a curs ca tare. El încerca să se apere, încerca să fugă, să plece? Nu, apoi eu l-am, când am văzut că de-a mine iar e jos, Ruslan, i-am zis, dai pașe și nu-i dai pașe. Și eu când am văzut că el ăsta e jos, m-am spăriat. Și am fugit. Astea. Și când vin o dată, el parcă răsfla. Și Gamaniuc tot fuma ceai acolo înaintea cu pliței. Și o zic că dacă spui cu evație, îi stai gâtul. Și eu când am văzut, așa tare m-am spăriet și m-am fugit. Aurelia, dar spuneți-mi, vă rog, după ce a dispărut Ruslan, deci tot satul vorbea, da? Că a dispărut Ruslan, mama lui îl căuta. Da. Dumneavoastră... I-ați povestit mamei lui din start ce s-a întâmplat și la ce vă gândeați? L-ați întrebat pe stăpânul casei? Păi uite, când am fugit de la tine, Ruslan zicea acolo. Ce s-a întâmplat mai departe? I-am spus, unde e Ruslan? Așa, și el ce a zis? O zic, eu nu știu, deodată o zic, nu știu. Așa? Și așa și-a rămas. Nu știu. Nu știu. De la ce v-ați gândit când, uite, s-a pierdut omul? Tot satul căuta și poliția și toți ceilalți. La ce vă gândeați? Unde poate să fie omul? Mai ales că dumneavoastră ultima dată l-ați văzut bătut în casa unde ați băut mai devreme. M-am gândit pe urmă și nu știu pe urmă și s-a mai petrecut. Dar este adevărat că, Aurelia, este adevărat că la poliție ați fost testată la detectorul de minciuni? Am fost. Da? Da. Și știți cumva și rezultatele acestui test? Da, păi... V-au anunțat ce rezultate sunt? Am sunat la doamna Oxana, la Cincer. Dar ați vorbit sincer în cadrul testului? Da. Sau au fost întrebări la care nu ați vrut să răspundeți? Am spus și ei și am văzut și știem. Rest... Dar cum credeți? De ce ați fost supusă unui test la detectorul de minciuni? Pentru că Gamaniuc, când am fost la... El a fost pe la Străjeni, a fost... Nu știu, că închis, că... Că am fost cu doi polițai din Încești, acolo, când l-au adus la Chișinău, când mi-au adus la Chișinău. Și eu îl întreb, spune-mă, unde-i Ruslan? Zic, dă măcar un indiciu. Și el, Gamaniuc, îi spune la un domn polițai de la Încești, mi-a spus, poți că dușează și întrebați pe Aurica că Ruslan o zic într-o răpă mare, la un copac mare, cu rădășini mari.
Zic, dar de unde e luat? Și când am întâlnit eu cu dânsul acolo la Chișinău, îi spun, dă voi indiciu, o să mă duc să le arăt la domnul polițai. Unde l-ai dus? Ce-ai făcut cu dânsul? Și nu mă pot să dai eu cu tine, nu vreau să vorbesc. Tot întorșe cap. Eu îl întrebam, el întorșe cap, nu vreau, eu nu vorbesc cu tine. Dar unde este acest bărbat acum? El este în arest? Gavaniu? Da. La Chișinău, ceva la Chișinău. Da. El este în libertate? Da. Adică tu când întrebai pe el că unde l-ai dus, unde l-ai dus, tu știai că el a făcut ceva, nu? Dar unde și vă spun, l-am întrebat unde, ea ca domnul polițaj adică, de față. Tu știai, el îți povestise că a făcut ceva cu Ruslan. Dar până văd dacă nu, zic, unde l-ai dus, ce ai făcut? Deodată, nu știu, filmul ăsta asta-i treaba mie, eu răspund. De ce tu ai întrebat pe el că unde l-ai dus? Ce ți-a venit în cap că să întrebi pe el că unde l-a dus? Adică dacă tu știai ceva, nu? Nu era. Ce-a făcut cu dânsul? Da, dar așa puteai să-l întrebi pe oricine unde l-ai dus. De ce anume pe el l-ai întrebat? Dar dacă știu că el l-a bătut, cine? Deci tu îl bănuiai de ceva? Dacă el l-a bătut, cum, cine avea să întrebi? Aurelia, dar spune-mi, te rog, voi atunci când Ruslan deja a fost găsit în Iaz, s-a aflat că el, Ruslan, este mort. Voi ați mai discutat cu Vasile? Nu. Prima zi de Paște eram în sat acolo, la femeie. Și el a intrat acolo la femeie și și eu tamani așa pe ușă, el intra. Dar n-am știut că el în sat nu a fost, de bucat de vreme nu a fost loc în sat. Și mă zic, Hristos a înviat Aurelia Ivanovici, cu adevărat a înviat Vasile Ivanovici. Și așa. Nu m-a intrat și a văzut o femeie. Tu știai deja că Ruslan este mort în acel moment? Eu eram la Serata Galbenă când am auzit. Știai deja că Ruslan este mort, găsit? Găsit, da, am auzit. Și îl întâlnești pe bărbatul care l-a bătut pe Ruslan ultima dată când v-ați întâlnit. Și nu l-ai întrebat cumva nimic? Nu m-a intrat și a ieșit. Poți că eu mă duc și am vrut să vin. Și nu am mai venit. Mă duc și am prunutat la femeie bani și o să... Dar la ce te-ai gândit atunci când ai aflat că Ruslan a murit? Că a fost găsit mort în Iaz. La ce te-ai gândit tu? Dar și puteam să mă gândesc dacă asta e o tragedie. Normal. El nu povestește tot cum a fost. Eu nu vreau să povestesc și ești trebuie. Eu povestesc cum Gamaiuc l-a bătut. Ce trebuie sau adevărul? Eu băut ziua și atât de Andrei. Pe urmă, Gamaiuc cu Ion Rusu spun că la 12 de noapte s-a dus la Ion Rusu, a luat o bancă de gen de 3 kg albă și s-a dus la Oleg al Pânzari să bei. Dar după a spus lui Andrei, de la ora 5 când a luat ultima garaf gen și a tras de ușă și Lunina era înăuntru și nu a deschis nimic, că Andrei tot nu spune una și spune alta. El s-a dus, a tras de ușă, dar când l-a trimis după gen, Ion Rusu și cu Vasile Gamaniu s-au dat într-o parte, eu zic, și fumau și nu știu, șoșotiu. E drept, Andrei? Da. Amu Andrei a intrat înapoi în casă și a luat și pus după Jin. Dumneavoastră asta povestiți din cuvintele cui? Al Andrei. Iacă el nu Andrei, dar tu de ce n-ai povestit despre asta? Și-a povestit. Dar tu de ce n-ai povestit despre asta? Chiar că eu vă spun că ei nu povestesc. Și asta amăgești și asta amăgești. Și asta amăgești. Și Andrei s-a dus și ei și boatele. Și ai spus că Ruslan nu vorbim toți împreună. Lăsați-l pe fratele. Cum eu povestit și tătului tăt, că eu dacă orice și-aș înțeleg și eu în 3 minute îi descoperiți, înțelegi? Andrei ne spune că eu m-am luat garafa și am ieșit în eu și boatele, că ploua, era glut. Când și ei și boatele, nu și boatele. Dar nici Ion și nici Vasile. S-au ascuns. S-au adus garafă cu gin la badea ăsta, Toalea Sacrieriu, în tapuși. Șleam, nu? În șleam. Păi, dar spui că... Amuian, au venit și au adus și genul, Lunina a prins, să tragi de ușă, ușa închisă. Nimeni nu răspunde. A doua s-au adus și ei și botele. Și mai departe, poți să zici tu, că vă povestesc eu vouă tătă astea. Cine ești în brag, Vasile? Și că nu stat în brag, că nu mi-o dat voie. Și nu... O scheț și botele și ieși. Și ce-ai făcut? M-a luat și botele și a ieșit pe poartă. Și el o să pe prag la ușă. Dacă nu-mi dădea voie să... Și-o ține-a luat și botele și mai uitați, nu știi și botele numai sânge. Și alu gâsc spune că... Tu ai înțeles, amuela, și te-ai prinsă-i? Spune tu drept și ieși. Nu erau curat, nu erau mic. Da, dar ce te-ai gândit? Aurica, dar eu pe tine te-a întrebat când ai venit la Hâncești. Tu ai zis că ai venit pe data din 1 april. Și noi ne-am întâlnit pe data de 10. Mă ducem la Ruslan. Udiță. Și te-a întrebat, Aurică, ești destul de trează. Tu
tu ce înseamnă cu vorbile astea? Tu doar când ai fost miercuri și joi la mine, că doar doamna Oxana, procurorul, a spus că țin la mine, că te-ai indicat să stai gâtul doi. Da, așa. Și tu la mine ne-ai spus că Vera Vasilina, tu așa, că tu așa ai nărau și îmi să mor, să moară copiii, să nu știu ce, știi jurat, că Ruslan la mine nu a dat, asta a fost un pricol. Care pricol? Nu a murit copilul, tu înțelegi? De ce nu vrei să spui drept? Pe tine te-a învățat și tu știi că nu a fost Ruslan. De la ora 5, când a adus Andrei... Voi știți, stăt în mahalaua așa cum l-ați omorât. De la ora 5, cum a adus Andrei ultima garafă de gin, s-a întâlnit a 12 de noapte, deci că... A luat o bancă gen și l-a dus bie la Oleg al Pânzarii, Vasile Gamaniuș, cu Ioan Rus, cu Ioan Rus de acasă, a luat genul. De la 5 seara până la 12 de noapte, Ruslan din casă de la Gamaniuș. Doamne, mă, dar eu spățesc, dar acolo s-a întâlnit cu Ruslan la... S-a întâlnit cu Ruslan la... La ăsta, la Oleg Pânzari la poartă și hai și-o bie gen. Cum poți să bie gen cu Ruslan dacă de la 5 până la 12 noapte nu a ieșit Ruslan din casă de la Gamaniuș? Aurelia, dar eu vreau să comentați ceea ce a zis doamna Vera, a ieșit să ia o pastilă pentru că nu se simte bine. Sper că o să revină. Despre ceea ce i-ați fi spus. Până la urmă, aici ne-ați povestit că Ruslan s-a dat la dumneavoastră. Da. După care, în aprilie, deja după ce Ruslan a fost găsit, îi spuneți mamei lui că nu, că nu, de fapt a fost o glumă. Dar n-am mai spus eu așa. N-am mai spus că eu... Și mi-o am tras atunci, frica am tras, n-am mai spus așa. Dar de unde, doamna Vera, credeți că a luat asta? De, cum luat? N-am mai spus eu, cum, dacă așa am văzut. Doamna Vera văzut... față din asta a spus dar asta. Dar nici normal că nu. Păi și cum credeți, de ce ea spune asta? Mai ales că sunteți rude, ce motiv ar avea ea să vă acuze de ceva? Eu nu cred. Când am început emisiunea, doamna Aurelia, am imaginat amuși ca să într-o fată frumoasă, să ne șocheze pe toți aici. Eu îmi cer scuză. Eu sunt fost bărbat, mai ales cum el era de 34 de ani, un băiat frumos, cu ochii albaștri. Nu știu, nu vă supărați, dar arătați nu că... Nu cred, nu cred. Asta e un motiv care voi l-ați vorbit, l-ați pus bine la punct și vedeți că dumneavoastră sunteți ca un papagal. Mă întreabă despre una, dumneavoastră tot asta spuneți. Mă întreabă pe a patra, tot prima o spuneți. Evident, orice psiholog o să vă depisteze. Nu credeți ca să meargă, treacă așa cum ar fi. Nu avem orice psiholog, îl avem pe Ali Mohamadi Fard. Din punctul meu de vedere, este o dezorientare totală a fiecare dintre ei. Nu cred că niciunul are o coerență clară și în linie generală, afară de domnul Vladimir, care câte ceva merge consecutiv și spune despre ce este vorba, dar realitatea e realitatea, eu nu știu și nu din partea lui, din ceea ce a auzit de aici, dincolo, dar eu personal nu pot să pun măcar 10% bază pe ceea ce spune Aurelia sau Andrei, nici ca martor, nici ca... De ce? De ce, domnule Mohamadi Fard? Pentru că, în primul rând, din punct de vedere, eu cred că capacitatea psihoemoțională, eu pot pun sub dubie că sunt la nivelul care poate să dea martorie. Al doilea, că sunt foarte... mulți legați și sub presiune din părți pentru că face grad de rudiene pe partea cealaltă, el e prieten. Am spus, prima motiv cred că e mult mai solid și lumea înțelege. De ce nu cred că marturia lor poate să fie foarte benefic în chestiile astea sau cineva trebuie să bazeze foarte mult pe ceea ce spun ei? Eu nu văd un nu știu dacă spun discernement atât de clar care poate să fie acceptat marturiile lor. Am cam înțeles, atât pot să mulțumesc. Doamna Vera și-a revenit și este gata să intre din nou în platoul nostru. Haideți să o susținem pe doamna Vera. Noi l-am căutat pe bărbatul pe care Vera Popov îl crede vinovat de moartea fiului său. De la localnicii din Pereni am aflat că el a venit pe acasă la începutul lunii mai, iar de atunci nimeni nu l-a mai fi văzut.
De la procurori am încercat să aflăm ce probe au stat la baza eliberării lui din arest, dar și ce statut are în dosar acum. Până în ziua înregistrării emisiunii, noi nu am primit vreun răspuns de la ei. Doamna Vera, ultima întrebare din această seară pe care vă dau. Ce aveți de gând să faceți mai departe și unde să mai căutați adevărul? Nici nu știu. Dar unde să mai caut? Dacă n-a urcat în miliția, n-are grijă procurorul și noi ce să-i facem. Că ca când ies ca anumit le-a dat drum și la unul și la altul să le facem ceva, o problemă și tot pe noi să ne vinovățeze, să zvine. Eu am văzut și treci la dânsii tot în gospodărie acolo. Tolea Vârniu era negru și cu tine știam că bolești, dar el s-a dus o pară 60 kg prin împrumut, că femeii s-au împrumutat bani sus la Italia, dar el beie gin. Mi-a povestit altul, că îți spun secretul, dar nu mă spun, dar ei stăt șoata acolo, stăt grămadă, spuneți unul pe altul. Duminic, sâmbătă, n-a s-a busul, duminic am fost acolo, luni, Tolea era negru ca cătășun, și cu tine, că eu am crezut că el bolește, dar ei bei o gen pe deascun, nici nu scot eu să bei cu tăți, bei eu numai ei. Lui fratele i-a spus. Marți-o copâni, tăți împreună și mă trimesc pe mine și am adus niște gen și am cinstit. Și l-ați găsit îmbrăcat, chiar nu vii clar și l-a omorât? N-ați văzut cu și l-ați găsit îmbrăcat? Știți, doamna Vera, eu nu vreau să arăt cu de ei, știu dumneavoastră, șepeți destul de bine. Persoane care de-a contregheați și zi precis că nu ține minte, că e prin ultima dată când nu ținut minte, asta a fost mai tincă prima zi de Paște. Și e, deci, speranța dumneavoastră, sincer să vă zic, ei, tot depinde, totul depinde de omul care îl luați, care să vă susție. Eu nu vreau să fac reclamă, deci de ofițerul sau de avocatul pe care îl luați dumneavoastră. Întrebările care să le pui. Expertul este domnul Cufșinov și o să nu o să îndeie să ducă în eroare. Deci, expertul este un om a științei care răspunde la întrebările care îi se formulează. Și dacă ofițerul de urmărire penală sau procurorul care conduce o să numească întrebările pentru a stabili este decesul în legătură cu hipotermie, cum e scris în încheiere, este decesul în urmare a leziunilor corporale grave care le-au avut, este decesul încă cu ceva, deci de la întrebările care o să le pui, o să primească răspuns. Și eu sunt mai mult decât precis că dacă vroia poliția să lucreze, așa de cât am prins din firul din șeie și a spus dumneavoastră, hainele cele ați putea de dat la expertiză și de văzut. La urmă, oamenii din sat, liber poate să vă spui cine a purtat haina aceea pe care a fost îmbrăcat Ruslan când a fost scos din iaz. Dacă se vrea, se face. Cu părere de rău, poliția este nu altceva, dar rezultatul societății pe care o avem noi. Eu aș vrea un pic să accentuez un lucru care un pic s-a omis în astă seară. Este vorba că în cazul respectiv, după specificul său, interpretarea juridică depinde totalmente de concluziile medicului legist. Ca să fiu mai explicit, chiar și hipotermia, în lipsa leziunilor corporale, dacă făptuitorul a lăsat persoana în stare neputincioasă, fără cunoștință, într-un mediu ostil, sub acțiunea, va fi calificat, domnul Covăr poate spune, va fi calificată ca infracțiune gravă, poate și ca omorul. În cazul de față, eu nu știu volum de investigații care s-a făcut, dar bănuiesc eu că ofițerul de urmărire penală care instrumentează cazul a dispus rezultatele expertizei și numai datorită la faptul ăsta, pentru că eu din ceea ce am auzit văd un singur lucru, văd tămare corporală medie, deci fractura de os la nivelul piciorului, altceva eu nu văd. Poate că au fost, dar și să fi fost lucruri mai grave, desigur că era să fie și o investigație din partea urmăririi penale, cu mult mai serioasă și cu reținere și cu arest și așa mai departe. Deci, eu cred că totul se va finaliza când va fi claritate, iată, în acest moment, interpretarea juridică la ceea ce a fost. Mulțumesc! De parcursul la toată seara am auzit așa. Am adus vin, am băut vin, după ce am băut vin și tot așa. Îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău că noi nu ne știm moldovenii, au odihnit. Dar în concluzie vreau să spun, doamna Vera, multă, multă tărie, credință în Dumnezeu, aveți binecuvântarea că mai aveți un copil, să-l păstrați ca pe ochii din cap,
și la cei care se uită la această emisiune să știe că ceea ce am cazul ăsta e un exemplu pentru toate mamele, nu numai de băieți, ci de fete. Că tot asta se, de mic copil se depune picătură cu picătură ca să găsim ce avem. Deci dacă e copilul de succes, noi ne bucurăm. Dacă ceva se întâmplă, noi nu trebuie să ne scârbim, dar trebuie să ne gândim unde am scăpat, ce putem să-l ajutăm, care-i colacul de salvare. Aici încheiem. Liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu.